Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Apropo de furat, să vezi ce s-a întâmplat în Vaslui, unde altundeva se putea întâmpla lucrul ăsta, pentru că sunt... La Vaslui sunt ziariști buni care culeg întâmplări deosebite. Corect. Ele există și în restul țării, dar n-ai doar oameni scoditori. Da. Nu se văd, da. O bătrână de 82 de ani l-a bătut măr pe hoțul care intrase în casă pentru a o fura. Nu neapărat pe bătrână, cât așa locuie din jur. Individul care pătrunsese în locuința ei din localitatea Vodcani a scăpat cu fuga, însă numai până când l-a prins poliția și a primit în final control judiciar pentru 60 de zile. Ce s-a întâmplat? Bărbatul are 42 de ani, a pătruns în locuința femeii de 82 de ani, de unde a încercat să sustragă bani și alte valori. Însă... l-a prins Superwoman și l-a bătut, a strigat la el, l-a lovit, hoțul a fugit fără să fure absolut nimic. Trebuie să luăm și noi legătura cu doamna de 82 de ani, să întrebăm ce stil de viață are. Așa că, uite, suntem interesați. Sănătos, mănâncă bio de acolo și a muncit toată viața la câmp, nu la birou ca dumneata. Așa. Și asta a ținut-o în formă. Bine, acum eu bănuiesc că și hoțul ăla nu era cel mai antrenat hoț din sat, că ăia care s-a antrenat sigur erau prin Italia sau prin Spania, ci trebuie să fi fost așa, poate, semi-bețivul satului, care cred că nu prea era în formă, știi? Nu prea era în formă, cred că nici cu fugitul nu s-a descurcat. Cred că și-a luat bătaie rău de tot. A fugit direct în brațele poliției. Dar, oricum, interesant, la 82 de ani să uite, să aibă așa o prezență de spirit, bravo ei. Și am mai văzut o bătrânică la 92 de ani zbura pe un avion. Cum prin Marea Britanie. Pe un avion? Da, era legată cu... Nu cred așa. Nu știu dacă cu lanțuri, nu știu. Mă rog, cu niște curele de un avion. Curele de un avion, da? Un avion din ăsta de agrement. Și au zburat cu ea. O să-ți arăt filmarea imediat, dacă vrei și mă. Da, o să mă uit. Eu am văzut un bătrânel de 106 ani, tot așa, într-un film dintre ăsta, care plonja în apele unui lac, știi? Deci ceva se întâmplă cu generația a treia și nu-mi explic ce. Da, nu știu, oamenii sunt atenți, au grijă de ei. Deci pe noi ne au durerile și problemele din ce în ce mai tineri, așa? Iar ei zboară cu avionul, sar cu parașuta, bat hoții de-i rup. Bănuiesc că nu toți, dar unii dintre ei sigur au făcut ceva bine. Mărițile pensiile, că nu mai ține, mărițile pensiile. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.